Bună ziua, sunt Camelia Cichi, bine ați venit la Ora Regelui. S-au împlinit 10 ani de când vă întâmpin cu acest salut. 10 ani minunați în care v-am adus povești unice, adevărate, care fac parte din istoria noastră și pe care, din păcate, nu le-am învățat la școală. Nici astăzi, mare parte dintre ele nu au loc în manualele de istorie. Au fost 10 ani în care am cunoscut mii de români, dar și străini care iubesc România. 10 ani în care am avut onoarea să-l întâlnim pe regele Mihai și să-l vedem fericit sau uimit că putem realiza o emisiune în care recuperăm adevărul. Am văzut totodată cât îl iubesc oamenii și cât de mult i-a iubit majestatea sa. Ultimul salut de la balcon al regelui, plecarea dureroasă dintre noi a reginei Ana și apoi cea a regelui Mihai, care a îndoliat întreaga țară, reîntoarcerea osemintelor reginei mamă Elena în România sau înhumarea celor ale lui Carol al II-lea la Curtea de Argeș. 10 ani în care am văzut cum urmașii regelui Mihai, majestatea sa Margareta și întreaga familie regală îi continuă misiunea în țară și în străinătate. 10 ani de filmări, de cercetări în biblioteci și în arhive. 10 ani plini de emoții pentru noi și de descoperiri frumoase. Să-mi susțin foștii colegi în TVR. Știu că este o zi foarte importantă pentru ei. Sigur că am emoții. Mi-am adus aminte de prima oară când m-a decorat majestatea sa, regele Mihai. A fost o surpriză și atunci, ca și acum. Era atunci când majestatea sa, regele Mihai, a împlinit 90 de ani și realizam documentarul biografic. Eu sunt român, născut român și asasin. Eu cred că este, tatăl meu este un miracol viu. I mean, having, as I say, known him for a long time, he's one of those remarkable people who can remain calm and collected in all circumstances. Ai pentru mine o întrebare foarte grea. Aha, nu pot să cred. Deci tu chiar vrei să mă întrebi ce am simțit când am primit decorația, nu? Impactul, practic, sentimental a fost în momentul în care am primit invitația. Am văzut antetul? Cred că am făcut tahicardie. Devenit cavaler al coroanei române cu acte în regulă, nu-i așa? Iată, am acum dovada. E o recunoaștere oficială a ceea ce facem noi și ea vine într-un an special, pentru că anul acesta se împlinesc 10 ani de când s-a născut Ora Regelui. Este o recunoaștere deosebită, nu doar pentru inima mea, dar și pentru întreaga echipă care s-a închegat în anii aceștia. Vreau să transmită foarte, foarte multe informații într-un tip foarte scurt. Asta înseamnă un ritm alert al emisiunii. Asta înseamnă mai mult de muncă pentru mine. Dar în același timp, rezultatul final merită.
Mi-aduc aminte că la o sesiune de, cred că de decorări, nu exagerez, erau 20 și ceva de interviuri în aceea zi. Adică în același eveniment care a durat, nu știu, vreo 2 ore cu totul. Nu cred că am ratat niciun invitat. Bineînțeles că în echipa noastră am tolerat și momente de emoții ale lui Bogdan, poate și ale Cameliei, nu? Sigur că te fură evenimentul și vrei să ai de toate, dacă se poate, în 5 minute. Evenimentele sunt greu de cuprins și atunci ai nevoie de foarte multă energie pentru a capta cât mai mult atunci când ele se întâmplă, iar mai târziu să putem înțelege toate semnificațiile. De câte ori merg la filmare, mai ales cu Bogdan, a început și Camelia să iau tehnică, aparatură cât mai puțină, pentru că avem mult de alergat și trebuie să fim supli și să facem față situațiilor de filmare. A fost foarte bine. Ca vremurile bune. Da. Am fost cu Camelia Cichi într-o deplasare în sudul Italiei, foarte jos, aproape de Africa. Alteța s-a regalat cu cele de Aosta, ne-a așteptat la aeroport împreună cu soția sa și când a văzut cu ce bagaje am venit la noi, adică mai ales cu echipamentul pe care îl aveam, a trebuit să mai vină cu încă o mașină. Deci au venit cu 2 mașini. Nu încăpeam într-o singură mașină. Am lucrat foarte mult la emisiunea Ora Regelui cu Bogdan. Este un om care mi-a deschis și mie ușa către istorie și familia regală.
cel mai mult am lucrat cu Bogdan. Datorită lui am și început această emisiune. Ține foarte mult la echipă și, în general, are grijă să ne facem treaba într-o atmosferă cât mai frumoasă, adică nu suntem la servici. Știe să vorbească cu oameni și să-i facă să se simtă prieteni, chiar dacă se întâlnește cu ei pentru prima dată. Mi-a rămas în minte deplasarea pe care am avut-o împreună cu Principele Radu în Israel și în Maroc. Au fost pentru mine niște episoade foarte interesante, pentru că am fost un pic mai aproape de Alteța Sa. Filmul cu mașinile regelui, cu întoarcerea mașinilor acasă, este filmul meu preferat. Este documentarul meu preferat. Am lucrat, țin minte, până târziu în noapte ca să-l finalizăm. A fost efectiv șocant pentru mine, văzând un rege amursând o pompă de benzină la un Jeep. Eu am spus odată cuiva care m-a întrebat de... Eu conduc de când conduc, ca să cum aș fi fost născut cu un volan în mână. Emoția unui director de imagine al televiziunii române sigur că intervine în momentul în care stă în dreapta majestatea sa la volan, cu o ținută impecabilă, cum a avut-o întotdeauna, și ți-e teamă să nu spui ceva greșit, să nu dai niște comenzi majestății sale, dar vă pot spune doar atât. Tot ce l-am rugat, majestatea sa a executat impecabil și nu i s-a părut deloc ne la locul lui că i-am cerut aceste lucruri. Întoarcem. În 10 ani de la inițierea proiectului Ora Regelui, sunt vreo 25 de ani de când sunt în preajma Maestății sale Regelui Mihai și a Maestății sale Margareta și astăzi am primit Coroana României în grad de cavaler. Aș vrea să dedic decorația asta tatălui meu care a reușit să-mi deschidă mintea atunci când eram copil către ce înseamnă adevărata istoria României. Nous avons toujours été une famille très unie. Nous étions unis et tous les jours, mon mari, à table, nous racontait les souvenirs de son pays. Donc, nous avons tous appris sur la Roumanie sans jamais la connaître.
Et c'est ces souvenirs qui ont vécu avec nous pendant ces années. Am început să montăm documentarul pe care l-am prescurtat în mod afectiv regele nostru. Și adunând informația în montajul nostru, ne-am dat seama că este complicat să putem expune pe scurt. Regalitatea română nu e o simplă pagină de istorie, e o pagină de istorie familială. Am deschis ochii, evident, întâi pe părinții mei, dar al doilea lucru pe care mi-au căzut ochii au fost doi iconi imagistici, Maica Domnului cu pruncul și al doilea icon, o fotografie păstrată de părinții mei, literalmente cu sfințenie, o fotografie a familiei regale. Istoria casei regale română este bogată, se înrudește, are relații, cel puțin de prietenie, cu toate celelalte case regale din lumea întreagă. Și acest lucru s-a văzut la evenimentele importante. Regalitatea română nu se limitează doar la spațiul fizic pe care îl ocupă România astăzi. Dacă am avut nevoie de tradus ceva, am apelat cu încredere la părerea Cristinei. Atenția ei pentru detalii a îmbogățit fiecare text tradus, fiecare declarație. Adevărul este o putere în sine. Dacă jurnaliștii sunt eroi, uneori sunt eroi. Nu este cazul nostru aici, noi suntem doar niște slujitori ai acestei superputeri, a adevărului. Atâta tot. Pentru mine, ceea ce înseamnă Coroana României este un mod de viață. Familia mea trăiește cu această valoare. În casa mea există foarte multe însemne ale regalității, materialele mele, vorbesc despre asta, cărțile pe care le citesc sunt despre familia regală. E normal să trăiesc o mare emoție în aceste momente. Am participat la reconstituirea primului drum cu trenul regal de la București către Alba Iulia. Atunci au fost două echipe, știu că ne-am completat foarte bine. Am fost așa, ca o familie cu toții. Ce să spun, am trăit niște momente istorice pe viu.
Dacă știu că fac un film despre Regina Maria, mă reîndrăgostesc de Regina Maria. Apoi când fac un documentar despre regele Mihai, redescopăr tot ceea ce ne-a lăsat majestatea sa. Însă în ultimii ani m-am apropiat de regina mamă Elena. S-a scris puțin despre ea și pentru că foarte mult și-a dorit Carol al II-lea să ne o șteargă din memoria colectivă. Trebuie să știi când să fii relaxat. Trebuie să știi când să fii serios. Bogdan are o viziune care este serioasă atunci când trebuie să fie serioasă. Dar familia legală ne-a arătat în multe momente că poți fi destins și atunci când trebuie poți fi solemn. Este plăcut ca din când în când să vezi lucrurile și din alt punct de vedere. Facem așa fel încât emisiunea să nu fie încremenită într-un șablon. Pe Bogdan îl consider mai degrabă un frate mai mare, pentru că noi așa avem aceleași valori. Există o competiție între noi, fiecare își dorește să facă mai mult. Până la urmă, acest lucru este sănătos și cred că este în beneficiul emisiunii. Echipa Orei Regelui e o familie în care frații își dau mâna, dar cu aceeași mână îl smotocesc pe fratele sau pe sora pe care îl prind. Este o familie în care dacă nu ești solidar, dacă nu ești una cu ceilalți, se duce toată arca. Îmi amintesc că în anii 90, doar dacă rosteam numele familiei regale sau a regelui Mihai, deja eram considerat un fel de semitrădător de țară. Lucrurile au evoluat și iată că poveștile despre familia regală sunt privite ca o normalitate. Mi-a plăcut foarte mult o întrebare a lui Bogdan către majestatea sa. Care este diferența între un rege și un președinte al unei țări? Răspunsul a fost foarte tranșant și a fost următorul. Majestatea. Momentul care m-a impresionat pe mine cel mai mult vis-a-vis de familia regală, am fost la o bot să filmăm mașinile și când am ajuns, noi eram, n-aveam mașină, mergeam pe jos, aveam niște trolere cu echipament și am ajuns și primul lucru ne-a întrebat, regele, doriți o cafea? Și am zis da și am început să ne pregătim, să punem camere, să punem lumini. Și între timp am văzut cafea o făcea regina Ana. Erau foarte naturali și nu te simțeai deloc stânjenit. Totul era curgea de la sine.
Sunt 84 de ani de când Regina Maria s-a stins din viață la castelul Pelișor din Sinaia, în camera de aur preferată a ei. Astăzi acolo este depusă inima reginei, ca toți oamenii care o îndrăgesc să se poată ruga. Și pentru că anul acesta se împlinesc și 100 de ani de la încoronarea celei mai îndrăgite regine a României, actrița care a interpretat rolul suveranei în filmul omonim a dat viață unui spectacol în memoria reginei Maria. Unul dintre pianiștii din spectacol, monarhist convins, încă de mic, este Alex Penescu, supraviețuitor al tragediei de la Colectiv. Pe 18 iulie se împlinesc 84 de ani de la moartea reginei Maria, iar românii încă mai vorbesc despre ea și minunata moștenire pe care ne-a lăsat-o în multe dintre domenii. Regina Maria este într-adevăr și ar putea fi un brand de țară foarte, foarte bun, care ar putea vinde mult mai mult decât vinde în momentul de față. După film, evident, au venit foarte mulți oameni la mine și ori au încercat să mă atragă în diverse proiecte care au avut legătură cu Regina Maria, ori au încercat să mă întrebe sau au dorit să afle când se mai face un alt film sau un alt eveniment și înțeleg asta pentru că este o energie neconsumată. Într-adevăr, Regina Maria cred că mai are foarte multe de spus. Este o mare pierdere pentru noi din punct de vedere strict concret și comercial și ca imagine, că nu ne folosim de acest aspect mai mult. Nu, știți, diferența foarte mare între Anglia și multe poate alte țări din Europa este că ei știu să se vândă și au un PR foarte bun. Pentru că în momentul în care te gândești la Londra, nu te gândești la periferiile Londrei, te gândești la regină. Și ar fi păcat să nu ne gândim, când ne gândim la București, să nu ne gândim și noi la familia regală. Anul acesta, regina României Mari va fi pomenită în mod special, pentru că pe 15 octombrie se împlinesc 100 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia. În semn de prețuire pentru cea mai îndrăgită dintre reginele României, însemnările reginei Maria, scrise în timpul Primului Război Mondial, au fost puse în scenă de actrița Roxana Lupu, cea care i-a dat viață în filmul cu același nume. I am Queen Victoria's granddaughter. Your Majesty! Regina Maria are ceva, un spirit rebel în sensul bun al cuvântului, o ieșire din tipare care îmi place foarte mult și cu care mă identific foarte mult. Spectacolul Concert Regina Maria, gânduri către țară în vremuri de război, a fost gândit pentru a omagia figura suveranei României. Dar artiștii și-au dat seama că spectacolul este cu atât mai actual în aceste vremuri în care un nou război se duce la doar câțiva kilometri de România și au decis ca biletele vândute și donațiile care se vor strânge să fie direcționate în totalitate refugiaților din Ucraina. Am zis că este foarte bine, din puținul nostru, să dăm mai departe și celor care suferă și trec prin momente atât de dificile și cred că ca artiști nu putem decât oferi speranță. Dintotdeauna am avut o capacitate formidabilă de a mă bucura. Am simțit acest joie de vivre, poate fiindcă am avut o sănătate bună și a fost deafără. Mai târziu, după căsătorie atât de timpurie, am trăit ani amari, în care bucuria îmi părea foarte departe. Dar temelia aceasta de încântare, parcă mi-a dat tărie să îndur momentele cele mai dificile. Foarte mult am învățat de la ea. Fiecare spectator va vedea o femeie extrem de dăruită, de concret în acțiuni, de stabilă în gânduri și în intenții și un om de la care avem foarte multe de învățat, dincolo de clișee. Un om în adevăratul sens al cuvântului, pentru că sunt pasaje pe care le-am ales cu grijă, în care spune foarte clar cât de greu este. Nu ascunde că este greu. Spectatorii sunt transpuși în atmosfera epocii rafinate din perioada interbelică datorită creațiilor muzicale care se cântau odinioară în saloanele regale pe acorduri de chitară clasică, alături de voce, bariton și pian. Pe scenă a urcat și pianistul Alex Penescu, supraviețuitor al tragediei de la Colectiv. M-am gândit cumva să se potrivească cu pasajele care sunt citite, să încerc într-o oarecare măsură să redau atmosfera povestită de Regina Maria în memorii. Ce fac eu este pur și simplu ce îmi trece mie prin minte în momentul acela. Improvizații, vă rețin pe temă. N-am să uit ziua când am ajuns acolo, era spre seară. Soarele tocmai apunea și cerul era o baie de roșu.
Avusesem parte de o traversare foarte furtunoasă de 4 zile din Marsilia, așa că eram foarte bucuroși să ajungem. A fost o perioadă de cercetare în memoriile și jurnalele reginei. Iată că am reușit să găsim și piese comune și piese pe care le puteam adapta la 2 chitare. Așa am ajuns la Valurile Dunării de Iosif Ivanovici sau la Doina de Carol Miculi. Și colegii mei de la Voce Pian vor completa minunat spectacolul cu piese originale de George Enescu, Paul Constantinescu. Bineînțeles, aceste lucrări, odată de demult, în perioada când Regina Maria era regina noastră, acestea erau cântate în seratele muzicale ale domniei sale. Evenimentul este însoțit și de o campanie umanitară dedicată refugiaților și comunităților de români din Ucraina, prin care dorim, cu ajutorul invitaților, a celor participanți, să sprijinim demersurile de ajutor umanitar în zonele din Cernăuți și Odessa, unde se află un număr mare de refugiați și comunități de români. Spectacolul este itinerat pe parcursul anului în întreaga țară. An de an, în preajma comemorării Reginei Maria, sute de copii din toată țara sunt invitați la Palatul Elisabeta, unde sunt premiați pentru creațiile lor. Este vorba de basme, arte digitală și pictură. Anul acesta, pe 18 iulie, se împlinesc 84 de ani de la moartea Reginei Maria, care ne-a dovedit că avea talent la pictură, dar și la scris. Ne-a lăsat peste timp tablouri cu crin, însemnările ei zilnice, memoriile, dar și povești pentru copii și basme. Scrie niște basme foarte frumoase din două puncte de vedere. Unu, că urmărește elemente folclorice românești și basmele se petrec în sate. Și doi, că sunt niște basme, chiar dacă se termină cu final în care bine le învinge, sunt niște basme mai aproape de realitate, cu tristețe omenești, cu o mamă bolnavă sau la fată de copil. Sigur că exista și elementul miraculos. Seamănă cu Andersen. Inspirați de Regina României, elevii participanți la concursul internațional de creație originală Basmele Reginei Maria au scris și au pictat, unii dintre ei chiar și digital, iar lucrările lor au fost publicate într-o carte și într-un album de artă. Ești scriitoare tu, înțeleg. Da. Ce ai scris? Povestea iepurașului de Paște. Chiar îmi doream foarte mult să particip la un concurs de scris și pur și simplu m-am uitat pe internet și am văzut. A fost greu? Da, a fost greu la început să-mi găsesc, cum să zic, o idee. Pot să spun că mi s-a împlinit un vis pe care l-am de când sunt mică. Tu ești scriitoare sau pictoriță? Pictoriță. Și ți s-a publicat lucrarea ta într-o carte? Mi-arăți? Da. Uitați-vă, aceasta este. Cu salinașul. E vorba despre un bas, practic, în imagini. Da. Ai folosit motive românești? Da. Am vrut neapărat, ca și ceilalți oameni, să vadă ce imaginație au copiii din ziua de azi și că să stăm pe telefoane nu este singurul lucru pe care îl facem. Și chiar am vrut să îmi împărtășesc ideile cu ceilalți. Ce ai simțit când opera ta s-a publicat într-o carte pentru prima dată? Am simțit că sunt un mare artist. Eu am luat premiul 2. Ai pictat, practic, un basm. Am avut o temă anul acesta, a fost Pomul cu mere de aur de frații Grimm. În fiecare an alegem o temă a concursului și copiii realizează aceste desene pe tema impusă. Eu am luat premiul 1. Felicitări! Ce ai pictat? Am pictat pe un ochi, 2 ochi și pe 3 ochi. A fost greu? Într-un fel, da, pentru că atunci cred că aveam 7 ani și mi-a fost puțin greu. A fost
un sentiment foarte plăcut. M-am simțit foarte bine să văd lucrarea. Eu mi-am dorit foarte tare să am o lucrare, o scriere pe care să o publice, să fie publicată. Iată, s-a îndeplinit la ce vârstă? La vârsta de 12 ani. Felicitări! Ce ai scris? Eu am scris un basm despre țestoase, pentru că îmi plac foarte tare. Am fost foarte fericită. Nu mă așteptam să apar la televizor și să iau loc premiul întâi. În ce clasă ești? 3-a, 4-a. Am scris și eu un basm. Despre ce? Un basm popular românesc despre un prinț și o prințesă. Și prințesa nu putea să iasă din palat și la vârsta de 18 ani a ieșit pe geam din turnul ei afară să vadă lumea, pentru că a fost ținută în cameră. Felicitări elevilor câștigători pentru că au ales scrisul și pictura ca modalitate de a-și exprima creativitatea și sunt sigură că frumoasele lor opere de artă vor fi o sursă de inspirație pentru generațiile următoare. Concursul internațional Basmele Reginei Maria se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta și al Alteței sale Regale, Principele Radu, și se desfășoară de 15 ani. Câți din acești copii pe care îi încurajați să creeze încă din 2006 au și devenit scriitori sau poeți? Am o elevă care a studiat litere la Sorbona și este doctorant, o alta care a studiat în Italia la Padova literele, adică am copii care sunt doctoranzi în literatură. Atât, cu simpozioane internaționale. Au participat în acest an peste 1300 de elevi. A fost greu să alegeți câștigătorii atunci? A fost foarte greu și m-a ales la secțiunea artistică, pentru că e foarte greu să diferențiezi copiii, să intri în universul lor, în imaginația lor și să faci diferențieri. Și atunci, de aceea, pentru mine, personal, toți copiii sunt câștigători, numai pentru faptul că s-au înscris la acest concurs. Au fost participanți din Turcia, Italia, Letonia, Bulgaria, Suedia, Scoția, România. Poate participa la concurs orice elev dorește din țară sau din străinătate. Ediția din acest an a cuprins 3 secțiuni: creație literară originală, artă plastică și artă digitală. Principesa Sofia a inaugurat în grădina Palatului Elisabeta din București o expoziție personală de fotografie din Marea Mureș. Alteța sa regală documentează o parte mai puțin cunoscută a acestei zone și promovează comunitățile românești din nordul țării. Fotografiile surprind nu doar peisaje, ci și tradiții și viața oamenilor din satele românești. Pasiunea pentru fotografie este moștenită de la regele Mihai. Dacă o singură imagine valorează cât 1000 de cuvinte, strânse împreună mai multe îl poartă pe privitor într-o adevărată călătorie. Cele 24 de fotografii ale Alteței sale regale, Principesa Sofia, expuse la Palatul Elisabeta sub denumirea Primăvară în Marea Mureș, recrează o părticică de Românie autentică. România o sărbătoare este un proiect de desfășurare. Include o serie de teme specifice prezentate în cărți, dar și expoziții, care permit oamenilor, fie că să afle aproape sau departe, să descopere România dintr-o perspectivă unică. Prima temă, Călătorind prin România, a fost prezentată în septembrie anul trecut. În Polonia am expus o serie de fotografii care promovează frumusețea mediului rural din România și care arată lucruri inedite și detaliate despre unele dintre cele mai de preț mănăstiri ale noastre. A doua temă a fost prezentată într-un album foto care a fost lansat în octombrie anul trecut. Este o celebrare a comunităților spirituale din România. Această inițiativă reprezintă în sine o promovare multiplă a țării noastre și a culturii noastre.
Odată, așa cum este cazul pentru această expoziție, e vorba de promovarea unor regiuni din România, a spațiului autentic rural, tradițional. Pe de altă parte, Casa Regală în sine este un simbol definitoriu al României, atât prin ceea ce face în prezent, cât prin personalitățile pe care le-a pus la construirea istoriei noastre. Alteța sa Regală nu încetează să muncească în slujba României niciodată. Ori de câte ori eram pe drum, chiar dacă mergeam spre un obiectiv pentru proiectul de care chiar Alteța sa Regală, Principesa Sofia, a spus că va urma anul acesta, ne opream pentru a face aceste fotografii minunate pe care le vedeți astăzi aici. Este un om care muncește în slujba României zi de zi, oră de oră. Îmi face mare plăcere să vă prezint a treia temă, Primăvara în Maramureș. Pe lângă splendoarea peisajului rural care revenea la viața scăldat în lumina dramatică pe care natura adesea o oferă, am documentat pregătirile pentru Paște din micul sat Curuia. Nu am fost în Maramureș doar ca să pregătesc acest al treilea volum al România o sărbătoare. Vreau să vă dezvălui că, împreună cu echipa mea, am lucrat la un alt proiect important, unul susținut de Casa Majestății sale. Am lucrat atât în zona Brașov, cât și în Maramureș. Inițial am început cu Brașovul, așa cum a spus în discursul său Alteța sa Regală, Principesa Sofia. Apoi ne-am mutat în zona Maramureșului, deoarece este cumva și o zonă mai inaccesibilă celor din partea aceasta a țării. Nu toată lumea ajunge în satul Coruia, cum am fost noi, de exemplu. Nu toată lumea ajunge prin părțile acelea mai uitate de lume. Sunt fotografii alături de bunica mea, Ileana Cupșa. Ce făceați aici? Imaginea se surprinse în sâmbăta mare, în sâmbăta Paștelui, când pregăteam tradiționala Pască. Eu fiind etnolog, am fost cea care am ghidat-o prin satul Coruia și satele alăturate, unde am realizat aceste frumoase fotografii. Cea de-a patra fiică a regelui Mihai și a reginei Ana, Principesa Sofia, a urmat cursurile de arte frumoase la University North Carolina, Asheville, și de design grafic și fotografie la Corcoran College of Art and Design din Washington. Pasiunea pentru fotografie a moștenit-o de la tatăl său, pe care îl observa adesea cu o cameră în mână, dornic să surprindă cele mai sugestive imagini. Cei peste 150 de ani de istorie, familia regală a României, în general, și femeile în special, au avut o contribuție mare în domeniul artelor. Nu au fost doar susținători ai artelor, ci au fost și artiști. Eu continui această tradiție de familie, deoarece pun fotografia în slujbă țării. Avem cu toții privilegiul de a remarca extraordinarul talent pe care Principesa Sofia îl are atunci când fotografiază frumusețile României. E un eveniment care arată motorul acesta de promovare a valorilor românești pe care Casa Regală l-a pus în mișcare imediat după 1989. În 2017, Principesa Sofia a inaugurat la Teatrul Național din București prima sa expoziție personală de fotografie din România, Elementele Naturii. Un moment important în cariera sa artistică l-a constituit decernarea Premiului de Excelență în Arta Fotografică 2018 din partea Cotinos International Awards, în colaborare cu Organizația Internațională Filantropia, membra a Națiunilor Unite. Expoziția Primăvară în Maramureș dezvăluie privitorului o parte mai puțin cunoscută a acestei regiuni și promovează comunitățile românești din nordul țării. Urmăresc activitatea Alteței sale Regale Principesa Sofia pe rețelele de socializare și am văzut câtă muncă depune pentru captarea în imagini a frumuseților acestei țări și mai ales a unor locuri care nu sunt așa de cunoscute, poate nici nouă și cu atât mai puțin străinilor. Și atunci mi se pare extraordinar de important că o astfel de expoziție s-a întâmplat astăzi aici. Palatul Elisabeta din București va rămâne deschis publicului și în această vară. Ghizii voluntari îi vor întâmpina cu povești frumoase pe toți aceia care vor să afle o pagină de istorie adevărată. În răcoarea grădinii așteaptă să fie descoperite de către vizitatori și fotografiile Principesei Sofia.
aș încuraja nu numai bucureștenii să vină să viziteze Palatul Elisabeta. Expoziția va rămâne în lunile iulie și august în curtea Palatului Elisabeta. Este ceva nou. Această expoziție vine cu ceva nou. Vine cu imaginea Alteței Sale Regale, Principesa Sofia. Poate mulți oameni nu o cunosc atât de bine pe a patra fata regelui Mihai, dar prin intermediul muncii Alteței Sale, ea reușește să se facă cunoscută și să ajungă în sufletele oamenilor. Aceasta a fost ora regelui de astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci ne găsiți pe pagina de Facebook și pe YouTube. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi sâmbătă de sâmbătă timp de 10 ani. La revedere!